Salutare și bună dimineața de aici, de pe Dunăre, de la Murighiol. Azi noapte am dormit destul de rău în cămăruța aia. Dar a fost o experiență pe care noi ne doream de multă vreme. De câte ori treceam pe aici și vedeam hotelurile plutitoare, ne doream să stăm o noapte acolo. Acum am văzut cum e, nu mai vrem. Mai avem o grămadă de experiențe pe care noi nu ni le-am permis în trecut și poate că unele dintre ele sunt nașpa, dar până nu le verificăm, n-avem de unde să știm. Astăzi vom merge mai departe spre Sfântul Gheorghe, la ora 12:30. Avem rezervată deja o barcă, o să mergem să stăm în camping, după cum v-am zis, și sperăm să nu fie țânțari mulți acolo, cum au fost aseară în momentul în care am ajuns. Aici, în delta Dunării, cu țânțarii, din experiență vă spun și știu treaba asta de-a lungul timpului, am observat-o, pe parcursul zilei sunt două momente în care țânțarii atacă agresiv și efectiv n-ai ce să le faci, cu niciun fel de soluție, cu niciun fel de autan, nu există nimic. În momentul ăla nu există nimic eficient, efectiv, dacă stai afară, te rup. Noi am nimerit aici aseară exact în momentul ăla când au tăbărât pe noi și pe mine cel puțin m-au rupt efectiv. Pe ramura nu prea, nu știu de ce. Porcu, cum a fost noaptea ta? Superbă. Superbă? Da. Mă bucur. Atunci o să te iau cu mine în Asia. Pentru că mie camera asta și cum am dormit azi noapte îmi amintește exact de Asia. Și pot să zic că a fost în top 5 cele mai proaste cazări în care am stat vreodată. De ce? Pentru că pe locul 4 e o cameră din Filipine, la fel de mică. A, frate, e problema că e mic. Da, stai să spun. Dar că acolo aveam ventilator. Aici nu am avut ventilator. Eu nu m-am acoperit. Nu știu tu, eu nu. Pe următorul loc este o cameră din India, la fel de mică, dar acolo puțea. Aici nu pot. Da, a fost extrem de cald, extrem de strâmt. Eu n-am avut aer. La mine asta a fost problema, pentru că este doar un geam și nu este ventilator. Loc, eu m-am acoperit. Loc am avut și eu, deci n-am probleme. Mie mi-a fost rece. Problema mea a fost că n-am avut aer. Mie mi-a plăcut. Eu mă bucur, sincer, eu mă bucur. Da, ești mic, mic. Suntem deja în Mahpudia. O dimineață liniștită aici. O să avem de așteptat vreo 3 ore până când ne vine barca. Așa că o să mergem aici la o terasă să mâncăm ceva și, bineînțeles, să bem o berică. Pentru că de acum lăsăm mașina și o să fim doar pe apă cu barca. Ne-am așezat aici la o terasă unde o să comandăm câte ceva. Produse din partea casei o să le luăm clar. Eu cred că o să-mi comand nimic. Și Ramona, tu ce vrei? Apă chioară? Eu puteți da și pe manele. Ah, tu vrei manele, ok. Vezi că te costă 50 de lei. Bineînțeles că eu de aici o să trec strict pe pește. Așa că eu o să-mi comand primul storceag de pește de delta Dunării. Din păcate, storceagul trebuie să mai aștepte, că aici nu are. E meniu, dar nu au făcut. Așa că o să iau un borș de pește, dar până atunci, hai noroc! Borșul de pește aici, în această zonă, se servește cam așa, și anume peștele este separat față de ciorbă și ciorba e doar cu legume. Bineînțeles că voi mânca cu muzdei specific acestei zone, și anume o cremă, de fapt, de usturoi. T-
30 de lei a costat ciorba aia care ați văzut că am mâncat-o, dar ținând cont că de fapt a fost și felul 1 și felul 2, că așa poate fi luată, a fost un preț foarte decent, peștele proaspăt, ciorba foarte bună. Aici vom lăsa mașina și în câteva minute o să ne îmbarcăm într-o barcă rapidă cu care într-o oră o să fim în Sfântul Gheorghe. Până vine barca, mai ne răcorim cu o berică. Deja ne-am îmbarcat. Am debarcat în Sfântul Gheorghe. O să mergem la camping să ne cazăm. Seara la brutărie să mâncăm celebra pită. Eu sunt curios cum e atmosfera aici în Sfântul Gheorghe duminica, pentru că noi niciodată nu am mai ajuns aici în perioada asta. Noi ne veneam de regulă de miercuri, joi și plecam duminica și era extrem, extrem de aglomerat. De asta am ales să venim duminică, când de regulă se golea. Hai să vedem care e atmosfera în Sfântul Gheorghe. Duminică seara, duminică după masa. Ramona deja dă iama în dude. Vai, sunt de-alea mari dulci. De-alea mari negre dulci. Dulci aromate. Se pare că zilele trecute i-a tras o ploaie pe aici, că sunt băltoace. Pe strada principală din Sfântul Gheorghe, într-adevăr, e destul de liniște. Ultima dată când am fost aici era mult, mult mai aglomerat. Hai să vedem care e atmosfera și în camping. Ajungem la camping, o să ne luăm căsuța în primire imediat. Din Green Village, ok. Du-te și cheamă pe cineva. Da, pare liniște, pare nu foarte aglomerat campingul în perioada asta. Am făcut check-in-ul la Green Village pentru că recepția de la camping e închisă până pe la ora 3, dacă nu mă înșel. Am făcut check-in-ul, mergem să ne luăm căsuța în primire. Avem căsuța 27. Aici sunt o grămadă de căsuțe în campingul ăsta. Green Dolphin Camping. Sunt 55 de căsuțe. 55 de căsuțe? Da. Foarte multe. Avem căsuța 27, hai să o identificăm. Porcul de-aia n-a văzut să scrie pe ele. Ba da, scrie pe ele. A, 13, da? 14. Tădăm, deci stăm în sătucul de căsuțe astăzi. Da. Undeva pe aici, din ce am văzut eu pe hartă. Vedem ce scrie pe ele. Căsuca 27. Să vedem. Hai să vedem. Da, e pregătit tot. Asta e căsuța noastră. Din nou o căsuță foarte mică. Dar de data asta avem două gemulețe. Și probabil că o să fie mai bine ca în hotelul plutitor. De câte ori am fost aici în camping și am stat cu cortul, ne doream să stăm și la o căsuță. Așa că până la urmă o să avem și experiența asta.
până Ramona își organizează fața căsuței, eu o să mă duc să beau o berică. Sper să găsesc berică rece, proaspătă și bună. Da, berea e bună aici. E rece, e proaspătă, atmosferă faină. O bună parte a zilei pe aici o să ne-o petrecem. Am zis că mergem astăzi și la plajă, dar n-am mai apucat. Pentru că am luat somn instantaneu când am intrat în căsuță. Ramona a făcut un pic de plajă în fața căsuței, dar nu ne-a mai dus astăzi până la mare. Am ieșit un pic la plimbare prin sat acum de seară, pentru că trebuie să mergem să mâncăm celebra pită cu iaurt, nu? Na, hai să vedem dacă e deschis la brutărie duminică seara și dacă au pită caldă. Pentru că noi de foarte multă vreme așteptăm să mâncăm o pită caldă aici în Sfântul Gheorghe. Din păcate ne punem pofta în cui până mâine seară, că duminica e închis. Cam asta a fost prima noastră zi aici în Sfântul Gheorghe. De fapt, jumătate de zi, pentru că jumătate de zi a fost pe drum. Am rămas cu pofta de pită caldă cu iaurt. Asta e, mâine seară o să venim să mâncăm pită caldă, clar. O să stăm aici pe acest ponton până la sfințitul soarelui. După care vom merge în camping, unde cu siguranță este un concert în seara asta, ca în fiecare seară de altfel. Am văzut. Da, e o muzică foarte plăcută pentru asta seara, a bea o bere și de a mânca probabil niște hamsi. O să și încheiem aici acest vlog. Vă mulțumim mult pentru că v-ați abonat la acest canal, vă mulțumim mult pentru că ne urmăriți și până mâine când o să vă prezentăm cum se desfășoară o zi în campingul Green Dolphin din Sfântul Gheorghe. Noi vă spunem la revedere! Ciao!